Bun găsit din nou, un stil de viață sănătos în casele dumneavoastră, TVR Cluj, TVR 3, alături de noi doamna doctor Norica Găvan. Norina. Norina, scuzați-mă. De ce m-am apucat? Bună ziua. Sărut mâine, doamnă. De ce am făcut greșeala aceasta? Nu știu. Mă gândeam la o doamnă. Eu știu la cine te gândeai. Știam, domn profesor, că mi-o luați așa. Da, nu. Scuzați-mă, stimată doamnă. Domnia sa fiind președinte al Asociației de Podiatrie, ce înseamnă podiatria, am mai discutat noi mai demult, dar vom reveni și vom recapitula. Doamna asistent universitar doctor Georgeta Inceu, aici n-am greșit în mod sigur. Am repetat înainte de emisiune. Da, UMF Iuliu Hațeganu, sărutumire, doamnă, bine ați venit în platou. Bine v-am găsit. Și, bineînțeles, domnul profesor Nicolae Hâncu, bună seara, domnule profesor. Cu drag tuturor, bună seara. Mă bucur că ați acceptat tema aceasta. Care a venit de viață o realitate, să... noi totdeauna ne calăm... din ideile din, da. Din realități. Bun, da. Stilul de viață influențează... și telespectatorii noștri, dragi, că aceste teme vin dinspre partea dumneavoastră. Adică împreună le hotărâm. Păi le hotărâm după ce mi le comunicați. Nu are importanță de unde vine ideea până la hotărâre, dar le hotărâm împreună. Eu așa am știut întotdeauna. Așa facem. Stilul de viață și sănătatea picioarelor. Și, nu, eu acum am ezitat pentru că m-am uitat, era trecut bine numele dumneavoastră, numai că m-au luat și pe mine. Asta cu politica și cu... știți că... Da, m-am gândit și eu. În special la liberali. Da. Știe, domn profesor, că am eu scăpările mele așa din când în când. De ce să discutăm despre sănătatea picioarelor? Acum vă întreb de ce ați venit cu această temă. Reau ce am vorbit acum. Câteva vreme, un an și ceva. Este a doua emisiune. Este a doua emisiune pe această temă, într-adevăr. Da. În timp s-au făcut chiar progrese legat de Asociația Română de Podiatrie, care între timp s-a înființat, pentru că podiatria este partea din medicină care se ocupă de sănătatea picioarelor. Sau mai degrabă de picioare care nu mai sunt sănătoase, se ocupă podiatria. Și atunci noi stilul de viață adecvat previne problemele care se nasc din picioare neadecvat funcționale sau structurate sau chiar cu serioase probleme și atunci, ajung în domeniul podiatriei. Să ascultăm. Și atunci m-am gândit să o invităm pe doamna Norina Găvan, care este președintele Societății Române de Podiatrie, una dintre puținele societăți de pediatrie din partea aceasta de Europa, care a avut deja primul congres și atunci m-am gândit că trebuie să vorbim despre acest lucru, pentru că stilul de viață, într-adevăr, e parte integrantă din menținerea sănătății picioarelor. Și dacă avem o... Și doamna Georgeta Inceu, care este... doctor în medicină, asistent universitar la universitatea noastră, la Cluj-Napoca, și amândouă vor avea mesaje extrem, extrem de importante legat de ceea ce înseamnă podiatrie. Norina, ce înseamnă podiatrie? Ce înseamnă podiatrie? În primul rând, dați-mi voie să vă mulțumesc pentru invitație, să vă mulțumesc, domnule profesor, că susțineți această idee și că odată cu introducerea podiatriei în România, chiar dorim să facem pași înainte în ceea ce înseamnă poziționarea chiar și a țării noastre pe un nivel adevărat european. Podiatria este o știință, dacă doriți, de... știința îngrijirii picioarelor, se numește podiatru, adică podi și artris, adică cel care se ocupă de îngrijirea piciorului. Și ceea ce vreau să vă spun este că nu putem face absolut nimic fără picioare sănătoase. Avem și vorba românească, unde nu-i cap vai de picioare. Avem o altă vorbă deosebită care mie îmi place, că dansul este o poezie a picioarelor.
Avem... Picioare cu suflet. Picioare cu suflet, exact. Dacă îl provocați pe domnul profesor din Slovenia cu și mai multe. Spun și eu una. Piciorul este cea mai umană parte a corpului nostru. Sunt perfect de acord și este o adevărată inginerie, spus chiar de Leonardo da Vinci. Voi provocați pentru că noi știți că noi bărbații nu putem răspunde chiar la toate provocările acestea, dar le... Foarte deschis, așa nu putem. Din scripirea ochilor pe care nu o să vedeți. Ochilor, nu ochelarilor. Ați dat seama? Da, desigur, absolut. Știu că le vedeți și le-am zis pe toate. Vă spuneam despre podiatrie că se ocupă de acești adevărați campioni. Avem fiecare două picioare care, dacă nu sunt sănătoase, nu putem face pași înainte. Și a face pași înainte înseamnă a face progres, înseamnă a mișca. Iar mișcarea fără picioare sănătoase, insist asupra acestui lucru, asupra picioarelor sănătoase, nu poate avea loc. Și vorbesc de picioare sănătoase la populația generală și în special în diabet, pentru că am alături doi colaboratori extraordinari, mari profesioniști în diabet. Piciorul diabetic este o mare problemă. Este o foarte mare problemă, nu numai în România, ci la nivel global. N-ar trebui să ne liniștească acest lucru, în sensul că n-ar trebui să fim liniștiți că acest lucru nu se întâmplă, nu este ok organizat și în România, dar e nevoie să facem acțiune, să luăm măsuri, pentru că dacă stăm să ne gândim, în medicină se face foarte multă prevenție la foarte multe patologii, cum ar fi, de exemplu, cancerul de sân, da? Lumea este învățată să își palpeze sânul pentru prevenția cancerului de sân, dar din păcate lumea... Poate că nu toată lumea, dar... Ok, se fac campanie în acest sens, da? Dar nu se face niciun fel de campanie în a învăța populația să își examineze singur piciorul. Și aici veniți dumneavoastră cu ajutorul dumneavoastră. Asta dorim să facem, să conștientizăm importanța picioarelor la nivelul populației generale și în special la nivelul persoanelor cu diabet. Legat tot de medicină, să vă spun, în momentul în care există o persoană cu un infarct miocardic, sărim imediat și facem ceva. Dar în momentul în care avem o persoană cu picior diabetic, cu un risc major de amputație, din păcate nu prea este cine să sară să ia o atitudine în acest sens. Doamne doctor, ce înseamnă picior diabetic de fapt? Vreau să vă spun mai întâi că am terminat medicina 6 ani, după care 5 ani de rezidențiat și trebuie să recunosc... Și ați rămas în România. Și da, am rămas în... Cineva trebuie să facă... Sara și Sara nu... E principeța Sara și principeța Sara nu vrea să plece. Din țară. Să rămână aici. Deci aceasta este legătura. Sigur. Am înțeles. Principesa având câți ani? Principesa are 4 ani jumătate. 4 ani și se uită acum da? Datele, da, bineînțeles. Da. Se uită la mami, da? Se uită la mami, da. Puteți să-i și faceți cu mine. Așa, bravo. Dar eu de podiatru trebuie să recunosc că am aflat în ultimii 2 ani. Când, eu zic că am avut șansa și a fost o șansă mare de a fi aliasă împreună cu alți 3 colegi de la noi din țară să participăm la BLED la un curs de formatori în podiatrie. Federația Internațională a Diabetului, prin Grupul Internațional de Lucru pentru Piciorul Diabetic, organizează aceste cursuri de formatori în podiatrie. Și vă spuneam că am fost 4 Bravo. Persoane din România. Eu împreună cu altă colegă medici diabetologi și Paula Pavel, pe care o salutăm, dacă ne vede. Și care a fost și anemis. Absolut, da. Și Edi Catrina de la București, chirurgi. Ei bine, am petrecut aproape 5 zile acolo la BLED, dar vreau să vă spun că ne-am întors în România cu o cu totul altă viziune. Eram convinși că putem face lucruri importante în domeniul podiatriei și în România. Nu vreau acum să spun că din acel entuziasm de început s-a mai stins. O avem aici pe Norina, da? Care ia în permanență bagă cărbunii, da? Și atunci, abia atunci am înțeles de fapt ce înseamnă podiatru. Sintagma de picior diabetic și patologia piciorului diabetic este foarte importantă la pacienții noștri. Mulți dintre pacienții noștri, din păcate mulți dintre colegii noștri, nu fac legătura și nu înțeleg importanța îngrijirii corespunzătoare a picioarelor înainte să fie prea târziu.
Norina vă prea povestea... Târziu, însemnând amputație. Amputație. Da, Norina vă povestea, da, de faptul că nu suntem noi, adică nu România stă cel mai rău din lume la acest capitol. O să vă mai prezentăm pe parcursul emisiunii aceste date. În lume, de exemplu, la fiecare 20 de secunde, o persoană își pierde piciorul din cauza diabetului. Și eu la studenții mei le spun întotdeauna, la acel stadiu în care povestim despre piciorul diabetic, imaginați-vă câte persoane și-au pierdut piciorul de când noi am început să discutăm. Avem, să știți, și studii, din fericire, făcute și la noi în țară. În România lucrurile se spun că sunt ceva mai optimiste. În România are loc o amputație la 20 de minute. Dar, iată, se ajunge la amputație. Și, de fapt, cei mai deștepți decât noi, să spunem așa, sau cei care au început mai repede în acest domeniu al podiatriei, au demonstrat că prin introducerea podiatrului în echipa multidisciplinară de îngrijire a persoanei cu diabet, putem reduce riscul amputațiilor cu 85%. Bine, domnule profesor, da, cum se ajunge până aici? Înainte de aceasta vreau să spun, situația în România este mai bună decât în alte părți, pentru că trebuie să lăudăm Clujul. În centrul de diabet din Cluj-Napoca a luat, pentru prima dată, ființă cabinetul de picior, condus de conferențiarul Vereșeu. Și aceasta a stimulat deschiderea altor cabinete de picior este diabetic. Este singular în țară, acest cabinet? Era. Aici a fost prima dată înființat. Și după care, sigur, Norina a avut un merit deosebit, dar și echipa, toată echipa de la Cluj, s-au creat centre de picior sau cabinete de picior și în principalele centre de diabet din România. Asta este un aspect. Al doilea aspect, să nu creadă cineva că podiatria se ocupă numai de complicația picioarelor care apare la picioarele persoanelor cu diabet zaharat. Cea mai bună dovadă este că se implică în acest lucru și e datoria lor să se implice. Reumatologii, de exemplu. Că ce înseamnă practic, care sunt practic problemele care apar la nivelul piciorilor. Nu doar faptul că are o bătătură, nu doar faptul că are o gangrenă, nu doar faptul că este amenințat să îi se taie piciorul datorită faptului că circulația la nivelul arterei este extrem de precară sau care are sechelă după o tromboflebită, dar pentru că are artroză, de exemplu. Sunt mari reumatici care ajung în situația de... nu de handicap, pentru că termenul nu este corespunzător, dar o disfuncționalitate la nivelul nervului inferior și știți foarte bine vârsta cum se însoțește de ridicări groaie de pe scaun sau urcatul și coborâtul scărilor sau căderile. Căderile de la nivelul unei vârste mai avansate care apare pe un fond de fragilitate generală a corpului, dar mai ales la nivelul corpului, mai ales la nivelul picioarelor, căderi care se însoțesc la jumătate din celor care cad, după o anumită vârstă, de fracturi. Și jumătate din cei care cad înseamnă, de fapt, drumul spre finalul vieții, pentru că la cineva care are 85 de ani, de exemplu, dar poate să aibă și 65 de ani. Dacă este fragil, mai ales dacă are și diabet sau poate să fie un cardiac, recuperarea este mult mai dificilă. Astfel încât, în momentul de față, podiatria nu înseamnă numai diabet, înseamnă neurologie, înseamnă reumatologie, înseamnă cardiologie, înseamnă fragilitate, înseamnă o mare parte din medicină. Toți au fost reuniți sub umbrela Societății Române de Podiatrie la primul congres care a avut loc. Sigur că tot timpul s-a vorbit acolo cum prevenim. Asta și vreau să întreb. Și prevenirea se face prin un stil de viață adecvat și aici aș dori să vorbim. Prevenția este foarte importantă. Da, așa și este. Așa cum sublinea și domnul profesor, podiatria se ocupă în primul rând de prevenție, în al doilea rând de tratament și după aceea de recuperare, da?
Este un domeniu conex, exact cum sublinea domnul profesor, cu multe specialități medicale. Aș vrea să mai amintesc medicina sportivă, da, pentru că totuși este foarte important pentru un sportiv sănătatea picioarelor. Eu nu cred că la cabinetul medicină sportivă din Cluj există măcar o preocupare pe toți sau să se gândească. Ce doresc să subliniez, de exemplu, pot să vă spun, suntem în conexiuni cu diverse, în relație cu diverse federații de sport. De exemplu, Federația Română de Rugby aduce podiatru o dată pe lună din Franța, tocmai pentru a se ocupa de picioarele rugbiștilor, da? Vorbeam la un moment dat cu ocazia Zilei Internaționale a Podiatrului în data de 2 mai, când am avut o acțiune în Cluj cu fetele din echipa de basket a Universității Cluj și cu diversi atleți, pentru că chiar avem atleți buni în Cluj, să știți. Ziceau, ce să ne gândim la podiatru? Noi nu avem un kinetoterapeut. Este foarte multă lume care nu știe care este diferența între una și alta. Mai bine nu spun. Să spui. Domn profesor, te rog să spui. Dacă intru pe zona aceasta. Era o vreme când echipa națională de tenis al României, nu avea nutriționist. Nu avea medic, mi se pare. Da, n-aveam un medic. Dumneavoastră mi-a spus în platou aici după acel turneu de tenis. Alocat, aici când a fost exact. Cupa F, a fost alocat un medic de la o clinică privată. Gândiți-vă că numărul persoanelor cu diabet este în creștere, da? Pentru că există această pandemie de diabet, da? Mergem mai departe. Din păcate, populația, în special în România, este o populație care îmbătrânește, da? Știți bine că indicele nostru de natalitate nu este unul cu care să ne mândrim în România. Iartă-mă că te corectez. Crește în vârstă. Nu îmbătrânește. Da. Aveți perfect pe dreptate. Nu. A îmbătrâni înseamnă a își deteriora. Și problemele de picioare apar și atunci la aceste categorii, da? La persoanele cu diabet, la persoanele în vârstă, vorbeam de tineri, nu vă dați seama câți copii sunt cu probleme de postură și mai mult copii, da, copii, pentru că din păcate populația sau copiii tineri sunt duși la școală cu mașina, stau la școală, sunt scutiți de sport, ia părintele de la școală, stă acasă în fața calculatorului, copilul român în acest moment nu prea mișcă din picioare, să știți. Ne putem întrerupe unul pe alții. Ți-au ce aminte că noi am avut aici invitați niște persoane care se ocupau de activitățile sportive la copii și un profesor de sport de aici, da. Au avut acțiune aici pe parcul Iuriu Hațeganu, spunea că spre rușinea noastră, în momentul de față, marea majoritate a copiilor de orășe nu știu să alerge. Așa și nu știu să alerge. Pe călcâi. Alergă în vârful picioarelor. Este ceva. Veți fi surprins să aflați că și de aici apar aceste probleme pe care le. Și asta vreau să vă spun, veți fi surprins să aflați că undeva la până în 30% din copiii care au probleme de ortodonție, problemele de ortodonție, de mușcătură, le provin fix de la problemele de picioare, postură. Cred că spune acum, dacă ai intrat aici. Ai grijă ce-ți dorești. Așa. Călcând greșit, apar modificări de la până la nivelul coloanei, după care din modificările de la nivelul coloanei apare chiar și mușcătura greșită. Și apărând mușcătura greșită, puțini sunt cei care există în Cluj stomatologi, pentru că suntem în legătură cu ei, care în momentul în care vine un copil cu probleme de ortodonție, trimit copilul la ortoped. Se gândește că copilul nu poartă o încălțăminte adevărată. Pentru că nu știm să alegem încălțămintea. Părinte, un podiatru. De unde să se documenteze? Părintele ar trebui să observe copilul. Eu cred că orice părinte își dă seama. Sau medicul, concret. Medicul de familie, absolut. Hai să facem un scenariu. Da. Ce trebuie să observe părintele, după ce observă cui să se adreseze, cum ai spus deja, medicul de familie, dar medicii de familie știu că trebuie că există podiatrie. Și dacă există podiatrie, există aici în Cluj. Unde mai există cabinet de podiatrie în România? Credeți că medicii de familie nu știu? Unde?
nu știu. Tare. Nicăieri. Nicăieri. Cabinet de podiatrie există exclusiv în Cluj de mai bine de un an. Este un cabinet unul singur privat și este unicul cabinet de podiatrie din România. Un cabinet care se ocupă de tot ceea ce înseamnă problemele în piciorului. Toată România. Da, în toată România. Este un cabinet de excelență. Nu trebuie să ai cabinet de excelență în toate județele. Poate să fie și la Dej, să știe persoana respectivă. Domnul profesor, domnului doctor, i-a spus o întrebare vis-a-vis de ce trebuie să observe. Da, hai să facem scenariu. La ce trebuie să se uite părintele unui copil începând cu 4-5 ani? Ar trebui să vadă, de exemplu, piciorușele, da? Dacă trasăm, să spunem așa, o linie imaginară, da? La nivelul gambei, ar trebui să vadă dacă aceasta cade pe centrul piciorului sau este deviată. Contează mult, de exemplu, dacă părintele își dă seama că copilașul merge așa, da? Legănat, ca și exact acel mers. Dacă, de exemplu, nu aleargă. Foarte important, sunt acele dureri pe care copilașii se plâng. Adică. Și noi, părinții, de multe ori le interpretăm ca și dureri de creștere. Da? Copilul crește. Ce dureri? Și atunci, ce fel de dureri? Dureri la genunchi. Mami, mă doare genunchiul. Pe Sara, de exemplu, am dus-o la o ecografie, da? Urmează să o duc și la un ortoped, da? Pentru că mi-a spus că o doare genunchiul. În permanență. N-a căzut? N-a căzut, nu s-a lovit. Sper că n-a spus-o în genunchi. Că... Nu, în niciun caz. O doare genunchiul. Nu. Noi suntem adepții metodelor de parenting mai modern, domn profesor. Da? Deci, ideea este că copilul... Adică, i-am să zic că se pune ei părinții în genunchi în fața copilului. Corect. Mai papă un pic. Da. Conducerea junioară, cum îi zice un prieten de-al nostru. Copilul deja de la 4 ani spune... Copilul spune că îl doare ceva, că obosește mai repede, că îl dor piciorușele, că mami nu mai pot alerga, mami nu mai vreau să mă duc bine, în parc, nu mai vreau... În cazul acesta, mami este de specialitate, este medic. Bun, asta e aici, dar în altă situație, tati nu le este... recomanzi ce fel de încălțăminte să... Ai bă, ei. Sigur, podiatru face asta, domn profesor. Păi nu. Specialistul în... Podiatru. Eu... Până ajungi la podiatru... Până ajungi la podiatru. Podiatru. Da. Podiatru, da. Până ajungi la podiatru... Noi ceea ce dorim să facem este să ajungem la cât mai mulți medici de familie, pentru că totuși eu personal și am pretenția că și membrii Asociației de Podiatrie, care în general sunt medici, asistenți medicali și kinetoterapeuți. Câți la număr, aproximativ? În acest moment avem undeva la 70 de membri, care vă spuneam, sunt medici, asistenți medicali și kinetoterapeuți. Da. Noi ceea ce dorim să facem pentru început este să dezvoltăm și să ajungem la înțelegerea autorităților că este nevoie de o specializare la nivelul asistenților medicali, de o specializare în podiatrie, da? Astfel încât acest asistent medical specialist în podiatrie să lucreze sub umbrela și alături de un medic. Medicul respectiv, vedeți, poate să aibă mai multe specialități, da? Și mai mult, este nevoie apoi și de dezvoltarea acestor kinetoterapeuți, pentru că în acest moment probleme sau... terminologie și patologie legată de biomecanica piciorului, cu tot respectul față de medici și asistenți medicali, kinetoterapeutul știe mai multă biomecanică decât aceste celelalte două categorii de profesioniști. Da. Ideea spusă că ne întrerupem. Spune-mi, te rog, care sunt specialitățile medicilor care consultă la cabinetul primul cabinet de podiatrie din România. Există diabetolog, există neurolog, există reumatolog, există medic de familie, există dermatolog, chirurg general și chirurg vascular. Chirurg vascular. Și ortoped am spus? Nu. Există și ortoped. Deci 8 specialități într-un cabinet de îngrijire a piciorului. Nu numai și a persoanei ei cu diabet. Pot apela oricând, da. Dacă este cazul, și la un specialist, nu în cardiologie, dar în cardiologie. Un pacient care are probleme de diabet, musai, dacă nu este tratat, dacă nu se tratează, ajunge până aici? Nu neapărat. Sau nu, deci, dar drumul duce. Dar riscul este enorm. Riscul este mult mai mare. Cu cât un pacient
este mai puțin bine controlat din punct de vedere glicemic, cu atât riscul ca acel pacient să dezvolte complicațiile specifice diabetului este mai mare. Nu o spun eu, ci o spun studiile pe care le avem. Și atunci vă întreb, domnule profesor, cât de des trebuie făcut acest control ca să nu se ajungă în situația această limită? La persoane cu diabet, controlul picioarelor examinat se face de către persoana care are diabet. Zilnic trebuie să se uite. Dacă nu își vedea picioarele, se uită la picioare. O să spună geta imediat cum se face și ce trebuie să caute. Și apoi este obligația medicului diabetolog. Dar încă o dată, enunțând toate aceste specialități care alcătuiesc grupul de forță a unui cabinet de podiatrie sau ce înseamnă podiatria în momentul de față în Europa, nu doar în Cluj-Napoca, înseamnă că reumatologii, deci cei care se ocupă de probleme de reumatism, trebuie întotdeauna să fie atenți la probleme de picioare, nu doar la faptul durere sau că este inflamat ceva, ci la partea funcțională. Cât de mult contează, cât de mult contribuie aceasta la stabilitatea corpului, de exemplu. Da. În afară de aceasta, tot la acest care trebuie să se uite neurologul, trebuie să se uite dermatologul. Și acum facem un alt scenariu. Dați-vă seama o persoană cu diabet care are o bătătură. Spune, te rog, Geta, ce se întâmplă o persoană care are o bătătură? O bătătură obișnuită, care o persoană care n-are... Mai la toate persoanele. Absolut, mai la toate, da? Toți am trecut prin aceste lucruri. Ia să vedem ce se întâmplă cu o persoană care are o bătătură la nivelul... și el are diabet. Te rog, Geta, spune. Deci cu diabet și bătătură. Da. Un scenariu... Da, un scenariu care este absolut reală. Am înțeles. În primul și în primul rând, acea bătătură ne spune ceva. O bătătură nu apare pe un picior îngrijit corespunzător și care poartă o încălțăminte corespunzătoare. Dar, să spunem că apare. Fiecare dintre noi, la un moment ce dat... Ce sunt încălțăminte corespunzătoare? O încălțăminte corespunzătoare. Pentru doamne, de exemplu, o încălțăminte cu un toc nu mai mare de 5 cm. Da? Norina zicea la început 7 cm. Eu sunt mai indulgent. Da. Dacă este mai mare de 7 cm, gândiți-vă că presiunea asupra plantei crește cu peste 75%. La peste 7 cm. Mai mult decât atât, presiunea, presiunea nu mai este distribuită în mod uniform la nivelul plantei, ci presiunea cade pe antepicior, da? În primul și în primul rând aici pe antepicior și în al doilea rând persoana respectivă. Eu asta aș dori să subliniez. Și fără diabet. Și fără diabet. Deci facem scenariul 90% din persoanele, deci 90% din populația generală are cel puțin o problemă pe parcursul vieții legată de picioare. Continuăm cu un scenariu, dar și diabet. O persoană și diabet. O persoană sănătoasă simte acea bătătură, da? O simte, o vede, îl deranjează. Dar persoana cu diabet și persoana care are neuropatie, neuropatia fiind una dintre cele mai frecvente complicații pe care diabetul le dă, înseamnă afectarea nervilor. Jumătate dintre pacienții cu neuropatie diabetică nu simt nimic. Adică, întrebarea mea ca și medic, vă supără ceva la picioare? Nu. Da? Nu este nu neapărat corectă, dar nu reflectă realitatea. Lipsa simptomelor, lipsa durerii nu este echivalentă cu picioare sănătoase. Ce se întâmplă mai departe? De aici s-a și spus un mare diabetolog, Andrew Bolton, colaboratorul, prietenul doamnei Norina și prietenul al meu, unul din cei mai mari diabetologi din lume, cred că între primii 5, aș fi spus, durerea este un mare dar pe care l-a dat Dumnezeu omului, pentru că atunci e un semnal de alarmă. Atunci se poate depista mai ușor. Semnal de alarmă. Dacă nu, poți să ai o bubă la picior, o rană care se dezvoltă, nu știi măcar mai. Exact, și acum o lasă continuu. Haideți să vă spun ce se întâmplă mai departe cu bătătura respectivă. Bătătura respectivă înseamnă, de fapt, piele îngroșată, noi îi zicem hiperkeratoză, care exercită o presiune mai ridicată asupra țesutului bun de dedesubt. Da? Acolo, pielea... Ea la rândul ei apare datorită faptului că asupra ei s-a exercitat o presiune prin încălzăminte neadecvată. Da. Mai departe, ea exercită presiunea de care spuneam. Absolut. Și în timp, țesutul la nivelul respectiv devine oricum mult mai friabil. Acolo deja
au apărut și alte modificări datorită neuropatiei care afectează și nervul, poate și exact cum spunea domnul profesor, pacientul cu diabet și în cele mai multe cazuri așa este, are și probleme circulatorii și apare ce? Apare o ulcerație, o rană, o rană pe care pacientul cu diabet 1 nu o sesizează la timp pentru că nu îl doare. Dacă ați invitat-o și ați avut o invitată pe colega noastră, Paula, cu siguranță v-a spus că ea practică mini intervenții chirurgicale fără anestezie. Da? Deci, în anumite situații, pur și simplu extirpă o falangă distală fără să fie nevoie de anestezie. Iar de aici, din păcate, să spunem calea către ulcerație, către o infecție, pentru că, de fapt, infecția urmează ulcerației. Dacă acea ulcerație, dacă acea rană ar fi depistată din timp, tratată corect... Cu infecția, ce se întâmplă? Da. Deci, dacă acea rană ar fi tratată din timp, observată din timp, nu s-ar infecta. O ulcerație strict neuropată, adică cauzată strict de afectarea nervilor, nu are nevoie de antibiotic. Are nevoie de ce? Are nevoie de o îngrijire specială. Pacientul nu mai calcă pe zona respectivă, este curățată, adică rana. Încălțămintea, absolut, da. Toaleta corespunzătoare, toaleta, igiena corespunzătoare, pantofi corespunzători, da? Și rana se vindecă. Dar pacientul cu diabet nu simte, pacientul cu diabet nu își inspectează zilnic picioarele, rana, ulcerația se suprainfectează. Și de aici? Și de aici? Să dăm drumul la telefon. Da, sigur, sigur. 0264-420-135. M-au fascinat prietenele mele am să-i rog pe colegii mei să afișeze cu acest discurs și... Am să vă rog să intrați pe tematica emisiunii de astăzi. Domnule profesor, mi-am notat ca de fiecare dată diferiți specialiști în decursul a sute și sute de emisiuni pe care le-am realizat cu dumneavoastră și zice așa, dumneavoastră ați spus, doamna președinte, înțelegerea autorităților. Adică nu e pe înțeles deocamdată pentru că, pe înțelesul autorității. Dacă vorbim de stomatologie la fel, dacă vorbim de oncologie la fel, dacă vorbim de podiatrie la fel, dar ce înțeleg autoritățile? Trebuie să înțeleagă în final, dar emisiunea era Stil de Viață și podiatrie. Dacă noi de aici intrăm pe canalul autorităților... Dar nu, dar ce trebuie să înțeleagă autoritățile? Să înțeleagă că necesitatea este... acestei ce trebuie să profesii? Facă concret, doamne? Te rog, spune tu. Chiar considerăm că ar trebui să existe o deschidere din partea autorităților. Aici cei care sunt implicați în, care ar trebui să fie implicați în acest proces ar fi Ministerul Muncii, care ar trebui să recunoască această specialitate și această profesie în România, unul ca să fie introduse în codul ocupațiilor din România, da? După aceea, Ministerul Învățământului, pentru că este, sau cum s-o fi numind, a educației, da? Pentru că este nevoie de o curiculă, este nevoie de cineva, o umbrelă academică sub care adică să se desfășoare, da, sub care să se desfășoare această educație, da, această specializare și chiar... Dorința noastră este de a avea această facultate de podiatrie în România și mai mult este după aceea Ministerul Sănătății care, bineînțeles, este vorba de o profesie cu caracter medical, da? Persoanele, nu este vorba de o meserie tehnică, este o profesie liberală. Uniunea Europeană este cea care, prin Comisia CEPLIS, este o comisie CEPLIS, o comisie care definește meseriile liberale în Europa. Această comisie dă definiția clară a ceea ce înseamnă podiatru și asistentul medical în podiatrie. Avem un prim telefon, domnul Lucaci, dacă am înțeles bine, din Cluj. Bună seara! Da, eu. Vă ascultăm. Alo, bună seara! Vă ascultăm. Sărut mâinile și bună seara, domn profesor! Bună seara! Bună seara! Am o întrebare. Eu nu sunt diabetic, dar am probleme la picioare și începem de acolo, sunt destul de supraponderal, adică am cam 118 kg măsurat ieri, la 170 cm. Dar care este problema? Am fost și sportiv. Acum în decurs de două săptămâni, cam două, trei zile, am lucrat mai mult la țară. Sunt pensionar, am 70 de ani. Mulțumesc! Și acum, de un timp, adică eu nu mai știu, febră musculară s-a acumulat,
ce s-a acumulat, pentru că nu pot să-mi revin. De ce? Ce? Fiți mai precis. Unde e febra musculară? La mâini sau la picioare? La picioare. A, la picioare. Sus la coapse sau jos la gambă, la adică, sub genunchi? Am la, și la coapse, dar mai accentuat, că de asta am vrut să întreb, la gambă, dar cum să spun, cam durerile sunt foarte, foarte mari, începând cam de la jumătatea distanței dintre genunchi și gleznă. La ambele acolo picioare la fel? La ambele picioare la fel, da. Bun. Pentru aceasta, prin ajutorul televizor, nu vă putem spune decât mâine dimineață, imediat să mergeți la medicul de familie, el să vă facă o examinare a picioarelor și mai departe să vă îndrepte spre reumatologie, spre circulația arterială sau circulația venoasă sau la neurologie. N-aveți diabet, ați spus de la început, da, nu dar am. Trebuie verificat dacă nu cumva... A apărut pe parcurs. Dar e posibil că printr-un efort fizic, poate că nu exagerat, efort fizic, hai să zicem normal, dar pe un teren neantrenat total, ați ieșit din primăvară neantrenat, e posibil să fie o febră musculară. Dar trebuie să fim siguri că este febră musculară și nu altceva. Pot să mai întreb ceva? Da, vă rugăm. Am vrut să-mi întreb că pe lângă celelalte eventuale eu știam de mult, am fost și antrenor de fotbal, că dacă mă doare mult, fac dușuri reci și calde în alternanță la picioare. Deci, domnul Lucas, nu vă hazardați această alternată cale rece e bună pentru anumite situații, dar nu știți în ce situație vă găsiți dumneavoastră acum. Și dacă condiția vă permite. Dar peste toate, dumneavoastră la 1,70 înălțime aveți 118 kg, dumneavoastră aveți 48 de kg în plus pentru Dumnezeu. Da, da, da. Păi da, unde da, vreți să ajungeți? Dumneavoastră vă dați seama că pe picioare dumneavoastră puneți 3 saci, nu 2 saci, în permanență. Și nu numai pe picioare, pe articulațiile de la genunchi, pe articulațiile de la șolduri. Pentru că eu simt așa, cum se spune, piciorul greu. Da. Deci, domnul Lucas, ce v-a spus domnul profesor și invitații noștri? Bun. Mulțumesc frumos, la revedere. Sănătate mult. Deci, noi nu luăm... Mai, ne auziți? Da, ne audem, da, sigur. Noi nu, să nu cumva să credeți că acceptăm faptul ăsta că aveți 48 de kilograme și că cu asta n-aveți ce face. Nu. După ce se rezolvă problema acestor dureri, trebuie să priviți cu maximum de seriozitate acest plus în greutate care pur și simplu vă scurtează viața. Ce să mă, plus că vă face viața grea. Să nu cumva să-mi spuneți că calitatea vieții dumneavoastră este tot una la fel cu cea nu, pe... Nu, nu, nu. Păi tocmai de asta. Nici pe puțin, adică nu m-am gândit la așa ceva. Da. Fumați, nu? Nu. Nu fumați. Aveți o voce așa de fumător sau fost fumător? Nu. Da, felicitări că nu fumați atunci. Că trebuia să vă zicem și o vorbă bună, nu? Nu am bas bariton ăsta, să aude așa. Da. Sănătate multă, domnule Lucaci, toate cele bune. Da, revenim. Și totuși a fost sportiv și antrenor și probabil altfel vede aceste... Tentațiile sunt mari. Mai mari? Sunt mari, în general. Un stil de viață sănătos impune o anumită disciplină, ca să nu vorbim de conștientizarea faptului că de tine depinde. Este alegerea ta să faci ceea ce faci, alegerea fiecăruia. Câteodată nu știu ce să aleagă. Realmente. Nu știu ce să aleagă. Și atunci, sigur că intervine lipsa culturii sanitare și a culturii în general. Și aici ar trebui să intervină, de fapt, prevenția. Absolut. Prevenția prin educație. Da, prevenția prin educație. Da, dar, concret, cum ar trebui, dacă tot nu există aceste etape pe care le-ați pomenit dumneavoastră, până se va ajunge acolo cu înțelegerea autorităților... Bine, astea sunt etapele tehnice care țin realmente de medicină, dar până acolo emisiunea noastră face parte dintr-un proces de educație. Da, este vorba de a investi fiecare în educația lui. De ce trebuie să așteptăm să vină statul sau mai știu eu ce sistem să ne împingă de la spate, să ne...
inclusiv da, la, bun, okay, nivel de, să spune la nivel că există, de școli, că vorbeați și de Ministerul Educației. De exemplu, la nivel de școli, Asociația de Podiatrie a început și chiar și cu sprijinul primăriei un proiect, cu sprijinul primăriei și a inspectoratului școlar. Am fost în cursul lunii mai și până la mijlocul lunii iunie în diverse licee, la clasele a 5-a și a 6-a, în care am făcut examinări cu placă baropodometrică la acești copii, da, tocmai pentru a scoate în evidență patologia și problemele pe care le au copiii de mici. Da? Bun, la ce vârstă? Ce clasă? Au fost clasa 5-a și a 6-a, câți ani o fi având? 11... Spune, te rog, procentual, fără să spui ce fel de problemă. Toți aveau probleme. Toți aveau o problemă. Niciunul dintre cei 170 de copii examinați nu aveau o postură corectă, nu călcau corect. Nici unul. Deci... Dramatică constatare. Ce-i de făcut? Păi, eu stau și dramatică constatare. Încerc să moderez, dar dumneavoastră sunteți specialiști. Bun. Geta, ce-i de făcut? Prevenție, podiatru, să avem podiatru. Clar. Nu, nu, stai un pic. Acum hai să rămâne cu picioarele pe pământ. Da, picioarele, da, sănătoase. Picioarele sănătoase pe pământ. Chiar în lipsa podiatrii. Nu se poate face podiatru. Să nu. În lipsa podiatrului, în lipsa podiatrului sau până când o să avem podiatru, până una alta avem alți membri în această echipă multidisciplinară, nu numai pentru îngrijirea persoanei cu diabet, dar să zicem mai întâi a persoanei cu diabet. Și în primul și în primul rând avem medicul diabetolog, da? Medicul... Nu, nu, stai da, un pic, stai da, un pic. Că ne apropiem de sfârșit și trebuie să punem neapărat acest lucru. Constatarea pe care o făcută echipa lui Norina este una dramatică. Da. Bun. Ortoped. Ce de făcut? Ce a... Păi nu o să meargă ortopedul în școli, dar nu, este medicul nu, școlar. Este vorba... Ce trebuie să facă nu medicul școlar? Nu prea mai școlar? Există medic școlar. Ba da, există. Există, eu știu, adică nu mai... Mărturisesc că în cele trei licee în care am fost, nu i-am găsit. Mărturisesc că n-am avut cu cine vorbi. Două luni a fost congresul aici. Am înțeles, domn profesor. Domnule profesor, vă cred. Noi am încercat să abordăm medicii școlari. Eu așa știu că nu prea există. N-are rost să dau nume de licee. 1, 2, 3... Deci, că îi zice școlar sau preșcolar sau cum mi se spune, cineva se ocupă de sănătatea copiilor. Nu mai există un medic voluntar care este implicat. Trebuie să fie. Nu, există medic școlar. Dacă nu, medicul de familie examinează. Asta medicul de familie, dar există, da, medic școlar. A fost congres aici. Ne hotărâm dacă există sau nu există. Doamna Viorica din Bistrița. Sărut, Mile. Bună seara. Vă ascultăm cu mare o interes. O întrebare, vă rog mult. Am probleme cam în fiecare an la picioare, în perioada asta, primăvara, cam două luni. De la mersul pe jos, ori cu ce tip de încălțăminte mă încalz, am probleme. Fac fie bătături, fie bășâci și mi se duce pielea. Am făcut ceva tratament cu vitamina A la recomandarea farmacistului și cam atât. Nu știu ce problemă ar fi și cum s-ar găsi o rezolvare. Mai aveți alte boli? Nu, nu. Cumva sunteți cu greutate mai mare decât ar trebui? Păi, puțin mai mare, da. Definiți puțin. Ce lume? Să definească doamna puțin. Să definească puțin, că poate pentru domnul anterior 48 de kilograme erau puțin. Bun, la 1,70 m, în jos de 100 de kilograme. Păi mult, nu puțin. E foarte mult. Adică nu este supravoi, este chiar obezitate. Chiar obezitate gradul 2, vă rog să mă credeți. 30 de kilograme e foarte mult. Înseamnă că ori aveți încălțăminte neadecvată sau pur și simplu aveți este o tulburare de circulație. Este faptul că are încălțăminte neadecvată. Da. Doamna vorbea, doamna Viorica vorbea. Ne aude. Da. Dar vorbea că primăvara aveți problema, da? Când da, în perioada asta, probabil da. Când schimbați pantoful. Da. Ideea este că iarna se umblă cu un pantof mai larg, asta mă da? Și eu cu că... un pantof care oferă piciorului un alt confort, da? Pentru că are spațiu în piciorul, da? De la cizmă, picior până da? La peretele da, pantofului există da, un corect. Spațiu, da? Un spațiu care este recomandat să existe, da? Iar în momentul în care trece la primăvară-vară, vara, ok, umblăm mai în sandale și
piciorul e aerisit și e liber, dar în momentul în care se trece la pantof, pantoful, poate doamna nu și-a cumpărat pantoful în momentul oportun al zilei. Pantoful se cumpără după masa, pantoful se cumpără... Foarte interesant, e cunoscută chestia. De ce? Pantoful se cumpără după masa pentru că pe parcursul zilei picioarele ni se umflă. Este un lucru fiziologic. Și până ai umflate picioarele. Exact. După masa, când te duci, îți cumperi pantoful, vânzătoarea cu pricina de la magazin trebuie să fie o drăguță și să înțeleagă că cu pantoful ai de umbrat până la 5-10 minute încălțat în magazin. Nu îți iei pantoful în picior, zici, a, ok, mi-e bun. Mulți dintre noi nici măcar nu mai cer al doilea picior. Pantoful, da? Celălalt. Și ăsta este rezultatul. Și pantoful trebuie să fie comod încă de la prima secundă când este pus în picior. Ei, știți că am pățit... O secundă. Vă rog. Problema este că și într-o sandală comodă, joasă, deci am aceeași problemă. S-ar putea, apropo de bătăturile pe care dumneavoastră pomeneați, s-ar putea un pic, poate piciorul e deformat. Frecvent avem acea deviație. Am platfus. Într-adevăr, am și platfus. Așa este, vedeți? Ați avea nevoie de o orteză, de o examinare baropodometrică a piciorului ca să se vadă unde există presiunile anormale, ca să zic așa, pentru că nu sunt neapărat patologice, sunt anormale. Asta se poate corecta prin ortezare. Iar, de exemplu, la orteze, cu tot respectul față de... Orteza este... tălpicul, ca spus pe limba română, este acest dispozitiv medical care se pune în pantof astfel încât să asigure piciorului o postură corectă. Mai pe română este branzurile acelea. Rugămintea și rugămintea și sfatul și recomandarea este de a nu cumpăra aceste orteze pur și simplu de la magazin, de la farmacie, de unde se găsesc. Ortezele sunt personalizate, sunt exact ca o proteză dentară. Dar aveți dreptate, doamnă, pentru că am văzut peste tot se găsesc la caserii, te întreabă caserița dacă vrei și eu... Orteza este un dispozitiv medical care se recomandă, vă repet, exact de către medic, după ce se examinează un aparat dentar. Da? Bun, ce face doamna Viorica? Am înțeles. Nu, dumneavoastră, îi întreb pe specialiștii din platou ce să faceți dumneavoastră. Traseu obișnuit, medic de familie și medicul de familie trimite la ortoped sau pe cine are alături. Și dacă chiar vrea să vină în Cluj... Da. Se poate adresa o cabinetului de podiatrie despre a cărui adresă nu avem voie să vorbim. Eu altceva vreau să aduc în discuție. Sărăpâine, doamnă! Bine. Ceva foarte important. Tot timpul s-a vorbit de încălțăminte. Hai să vorbim acum despre un lucru extrem de piciorul gol, desculț, la persoane cu diabet în cursul primării și verii. De ce ai zigeare? De ce ai mai aproape? Ce se întâmplă? Piciorul este expus. Vreau să spun ce se întâmplă cu un picior care umblă desculț, chiar și în casă. Un ciob mic. Te rănești, nici măcar nu simți. Pentru că are neuropatie și nu simți. Infecția e la doi pași. Nu mai vorbesc de marile răni care apar din cuie care intră prin talpă, de exemplu. Printr-o sanda neadecvată. Deci persoane care au diabet. Nici în casă să nu umble desculț, cu atât mai mult afară în curte. O persoană care are diabet este... Și nici cu sandale cu barete. Da, și de este ce? Foarte important să știe cum să-și taie unghiile. Stai un pic, la unghii ajungem imediat. De ce să nu umble cu barete? Pentru că bareta aceea, practic, produce o presiune. Care, bineînțeles, în timp acolo, sub baretă, acum te rog, vorbește despre tăierea unghiilor și ce face o persoană care e foarte grasă și nu poate să se aplece... Atenție la cei care sunteți în această situație, sau pur și simplu nu vede de la distanță. Păi dacă nu vede, prima dată se duce la oftalmolog, își rezolvă problemele. Dacă își poate rezolva problemele. Corect. La nivel de media. Prin Asociația de Podiatrie, noi am început să avem și întâlniri cu pedicuristele, cu această categorie de profesioniste, unde eu susțin în continuare că este unica categorie de profesioniști din țară unde ne ducem și ne descălțăm de bunăvoie și ne siliți de nimeni, da? Și ne-am întâlnit cu ele, continuăm să ne întâlnim cu ele și să le explicăm că atunci când ajung la ele tot felul de clientele lor, da? Care nu pot să spunem că sunt pacienții lor, Dar de ce? Că la moșii că sunt și clienți.
Și clienți. Sigur. Clienți, vorbim la modul clienți, plural atunci. Nu, la masculin, ziceam. Da, da, da. Să le pună întrebări și să le facă, pot să le facă educație legat de ceea ce înseamnă îngrijirea picioarelor. Pot să le explice foarte clar că piciorul trebuie spălat cu apă și săpun, că piciorul trebuie șters între degetele de la picioare, că nu ne dăm cu cremă pe picior între degetele de la picioare, că le rugăm... De ce? Pentru că este un mediu întunecat și da, umed, să le spune, ține, să le explicați. Ține și umed, și umed, acolo da, favorizează apariția micozelor. Apariția micozelor. Este important ca aceste pedicuriste să nu se atingă de piciorul și de unghiile persoanelor cu diabet, da? Pentru că riscul de infecție și riscul de este leziune major. Este enorm. Nenumărate da? Persoane apar datorită faptului orică o pedicuristă nu este atentă, mai rar se întâmplă acest lucru, dar la o persoană cu diabet orice se poate întâmpla, sau persoana cu diabet se hazardează să-și taie unghiile, nu vede nu bine vede. Și Pac. Taie mai mult și decât ajunge, trebuie. Că... Și taie mai mult decât trebuie din unghie și atunci văd că ai și o grimasă că îți poți imagina și suferința. El numai constată sângele. Nu suferă, nu, nu-l doare păi nimic. Nu-l doare. Nu-l doare. Da. Motiv pentru care amână da, prezentarea la medic. Amână sub sigur. Prezentarea da. La medic. Eu simplu mă îngrozesc. Când vine cineva, zic, dar de ce ai bandaj? Pentru că se fac niște examinări la noi și trebuie să se descalce, să-și dea și ciorapii. Și vedem bandajul. Păi am o bubă acolo. De când? Păi m-am tăiat greșit. Când? De vreo 2-3 săptămâni. Avem un studiu care ne demonstrează, un studiu făcut pe 25.000 de pacienți, de persoane cu diabet din România, care arată că prezentarea la medic a acestor persoane de la apariția simptomatologiei, da, este undeva între 6 luni și un an. Toți cei care au ulcerație și care au avut o ulcerație și o amputație s-au prezentat la medic undeva la 6 luni, un an de la apariția simptomelor. Ultim gând, ultimele secunde, doamna doctor. Pacienții cu diabet să aibă grijă de picioarele lor. Multe dintre problemele grave, majore, pot fi prevenite. Doamna președinte? Da. Lumea, dacă tot googlește și internetul este atât de generos în informații, această informație doresc din tot sufletul ca cei ce googlesc să o selecteze. Fii tu, doamna Google, în 30 să de o secunde Google, acum. Să o selecteze și să aleagă de pe site-ul Asociației de Podiatrie informațiile corecte legate de ceea ce... www.podiatrie.ro www.podiatrie.ro Domnule profesor, ultimele unde secunde. Unde nu-i cap, vai de picioare. Atât? Da. Atât pentru fiecare asta? Fiecare să înțelegă ce vrea. Bun. Să nu și uităm că picioarele noi sunt cea mai importantă. Mesajul nostru a pornit spre cap. Doamnelor, domnilor, eu am rămas cu după masa, după orele, după ce oră să-și cumpere oamenii pantofi? După în jur ore 17-18. 17-18, și bărbați și femei. Și bărbați și femei, 17-18, până atunci nu, numai vitrine. Și vă faceți bugetul la 17-18, intrați și vă cumpărați tot ce vă doriți, pantofi, sandale și de toate. Toate cele bune, la revedere, rămâneți alături de Televiziunea Română. La revedere.